Bună dimineața tuturor! Bună dimineața! Bună dimineața! Așteptăm să se conecteze toți participanții. 1-2 minute. Bun, până se conectează elevii noștri participanți, vreau să vă fac cunoscute câteva detalii și anume, iată, ne aflați la lecția cu numărul 10. Timpul a zburat foarte repede, din cele 13 am ajuns la lecția cu numărul 10. Este o lecție cu o cifră emblematică. Vă dorim, dragi elevi, să fie cifra care să fie prezentă pe toate diplomele de absolvire și pe toate examenele de admitere. Este seria de webinarii UPT Te Conectează, o lecție de online de matematică pe care noi le organizăm pentru toți elevii care urmează să urmeze examenul de bacalaureat și apoi să se înscrie la Universitatea Politehnică din Timișoara. Vă reamintesc că acest webinar se înregistrează în timp real, iar scopul este acela de a-l urca pe canalul nostru de YouTube, acolo unde deja regăsiți celelalte 9 lecții anterioare, puteți să reveniți ori de câte ori aveți nevoie asupra lor, astfel încât pregătirea voastră să fie una temeinică. În ceea ce privește partea de interacțiune cu noi, sunteți familiarizați, avem cele două secțiuni de chat și de Q&A. În aceste locuri puteți să ne puneți întrebări, puteți să vă prezentați. Chiar discutam cu colegii noștri, ne-ar face plăcere să știm de unde veniți, din ce localități, din ce orașe, de la ce licee. Ca atare vă îndemnăm să ne spuneți lucrul acesta. Iar la pauză, cum bine știți, în secțiunea de Q&A puteți să menționați problemele pe care domnul profesor de astăzi doriți să le aprofundeze. Și dacă tot a venit vorba de domnul profesor, vreau să vă spun că este din nou alături de noi domnul profesor Doru Păunescu, conferențiar universitar și membru în departamentul de matematică al Universității Politehnica. Dânsul va preda astăzi, bună dimineața, lecția predată de dânsul este despre primitive și integrale definite. Vă va spune mai multe la momentul potrivit. Însă, cum bine știți, înainte să mergem mai departe către lecție, dorim să vă facem cunoscut acele beneficii, acele aspecte ale universității, astfel încât să fiți cât mai familiarizați cu ceea ce înseamnă viața de student. Iar astăzi avem un subiect pe care sunt convinsă că l-ați așteptat de mult, și anume să prezentarea celor două facultăți de interes pentru voi. Adică, dintre cele 10 facultăți ale noastre, lecțiile de matematică se pretează pentru facultățile de automatică și calculatoare și facultatea de electronică. Dar începem cu facultatea de automatică și calculatoare. Iar alături de noi, în acest moment, se află o doamnă foarte specială și anume Loredana Stanciu. Dânsa este conferențiar doctor inginer și prodecan al facultății de automatică și calculatoare. Rolul dânsei este de a vă prezenta tot ceea ce înseamnă această minunată facultate, perspectivele acestei facultăți, tot ceea ce veți învăța și tot ceea ce veți obține în momentul în care veți deveni studenți. Până se conectează toți participanții, îi predau cuvântul și chiar vă rog să fiți foarte atenți la prezentarea dânsei. Victoria, mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Nici nu știu ce aș mai putea să spun la cât de frumos ai vorbit despre noi. Acum, adevărul este chiar tot, nu pot să spun în 15 minute. O să trec așa, sper eu, prin aspectele cele mai importante legate de ceea ce înseamnă Facultatea de Automatică și Calculatoare, unde vă așteptăm cu drag să veniți și să vă înscrieți și să dați admitere și să fiți studenții noștri începând din toamnă. O să pornesc prezentarea mea.
Ce să vă zic despre noi? În primul rând, suntem cea mai mare facultate din Universitatea Politehnică din Timișoara, ca și număr de studenți. Cu 2 ani în urmă am început să depășim numărul de 3.000 de studenți în această facultate, ceea ce pentru noi înseamnă că suntem căutați și că suntem doriți de elevii care doresc să se dezvolte pe această parte academică. Acum, eu m-am gândit cumva să scot în evidență niște lucruri care mie mi se par că sunt un pic poate mai greu de înțeles de către voi, elevii care nu ați fost atât de mult în contact cu ceea ce înseamnă viața universitară și domeniul universitare. Facultatea, sau cum să zic, știința asta mare, mare, care se studiază în mediul universitar, este împărțită pe ceea ce se cheamă domenii de studii. Și facultatea noastră oferă specializări în 3 astfel de domenii de studii. Ca urmare, voi când o să veniți să vă înscrieți, o să vedeți ca opțiuni calculatoare și tehnologia informației, ingineria sistemelor și informatică. Acestea sunt cele 3 domenii pe care facultatea noastră le dezvoltă. Pe fiecare dintre aceste domenii avem unul sau mai multe specializări. Și specializarea înseamnă ceea ce o să studiați voi, de fapt, din acel domeniu mare care se cheamă, cum să o fi chemând el, și ceea ce va scrie pe diploma voastră în momentul în care terminați această facultate. Facultatea gestionează studenții și oferă discipline pe care studenții le vor studia în funcție de specializarea aleasă, pe care discipline le țin cadrele didactice ce aparțin de departamente. Așa cum poate, dacă ați fost atenți un pic mai înainte, ați aflat că domnul profesor Păunescu este de la departamentul de matematică. Facultatea noastră colaborează cu 9 departamente, printre care cele mai importante, evident, sunt cele de specialitate, mai importante din punct de vedere al cadrelor didactice de acolo, că sunt foarte mulți din acele departamente, acestea fiind automatică și informatică aplicată și departamentul de calculatoare și tehnologia informației, dar pe lângă aceste departamente colaborăm cu departamentul de matematică, cu departamentul de fizică, de comunicare și limbi străine, cu catedra de sport, cu catedra de management, cu mecanică, etc. Și chiar și de la electronică avem colaborări cu departamentul de măsurări electronice și optice, pentru că aceste cadre didactice care funcționează în departamentele menționate de mine sunt titularii disciplinelor pe care le veți studia voi în cazul în care veți veni, ca să ne cunoaștem mai bine și să ne cumva specializăm împreună, că până la urmă învățământul este pe toată durata vieții noastre. Acum, ca orice companie care se respectă, avem și noi o misiune a facultății noastre pe care ne propunem să o îndeplinim, și aceea este să pregătim specialiști IT care să aibă o calificare cât mai înaltă și să aibă abilități și cunoștințe în ceea ce înseamnă automatică, software și hardware. Cumva toate discuțiile cu companiile partenere cu care lucrăm noi, am înțeles că vi s-au prezentat o parte din aceste companii, așa că nu o să intru în detalii de acest gen. Feedback-ul care vine de la companie este unul foarte bun, ceea ce cumva ne ajută să ne reglăm și să pregătim, să rămânem pe această traiectorie stabilită de misiunea facultății noastre. Oricum, vreau să vă spun că echipa de conducere din care fac și o parte a facultății este una care este orientată spre studenți și spre oameni, și cumva noi vedem toată facultatea ca și o comunitate din care fac parte studenții care vin să învețe, cadrele didactice care îi pregătesc și tot personalul auxiliar care ne ajută în acest travaliu educațional. Și din punctul meu de vedere, care este împărtășit de colegii mei, credem că împreună putem să facem lucrurile să fie bine și suntem deschiși spre comunicare și spre colaborare cu toți partenerii din această activitate a noastră educațională. Acum, în cele ce urmează, o să vă prezint așa câteva detalii sumare legate de ceea ce se întâmplă pe cele 2 mari domenii unde avem specializări de inginerie, adică pe ingineria sistemelor și pe calculatoare și tehnologia informației. Spuneam că domeniul este ingineria sistemelor, care în principiu nu prea spune mare lucru elevilor care vin să se înscrie la noi și să devină studenți. Toată lumea știe ceea ce e calculator, toată lumea visează să fie programator și ingineria sistemelor probabil că este așa un pic neclar. Și în acest motiv am vrut să vă prezint, acestea sunt câteva imagini din
Laboratoarele în care studenții de la Ingineria Sistemelor care se specializează în automatică și informatică aplicată își duc activitatea școlară. Sunt trei laboratoare prezentate aici. Laboratorul A302, unde în general sunt atât discipline de soft. La Ingineria Sistemelor sunt o parte, se studiază o parte din disciplinele de soft care apar și la calculatoare, dar începând din anul, în finalul anului 2 și începutul anilor 3 și 4, se specializează foarte mult studenții noștri pe ceea ce înseamnă automatică și informatică. Avem două subdirecții care duc studenții înspre automatică și informatică aplicată. După cum vedeți, sunt multe discipline din acest domeniu, adică dereglări automate, de sisteme de conducere fazii, multiprocesoare, multicontrolere, acționări electrice, hidraulice și pneumatice, o plajă foarte largă de ceea ce înseamnă automatică și automatizări. Ceea ce vedeți aici, acesta este un sistem de levitație magnetică, iar acesta este un pendul cu care studenții noștri se joacă, să zicem așa, în timpul orelor de reglare automată, ca să poată să stabilească parametrii pentru aceste dispozitive, să înțeleagă mecanismul de funcționare și să ajungă la o concluzie privind acest domeniu. Deci asta este foarte important să înțelegeți, că dacă sunteți pasionați de drone, de roboței, de automatică, de automatizări și vreți să vă specializați în acest domeniu, atunci ingineria sistemelor este pentru voi. Pe de altă parte, calculatoare și tehnologia informației sunt specializați mai ales înspre partea de soft și mai puțin înspre deloc spre partea de automatică. Aici sunt câteva imagini din iarăși trei laboratoare pe care le-am considerat mai interesante și mai importante. Vedeți laboratorul B623, unde se fac baze de date, inteligență artificială și sistem expert, inginerie software, proiectare orientată pe obiecte, compilatoare, prelucrare numerică de semnale, sisteme multimedia, câteva dintre disciplinele care sunt ofertate în această specializare de calculatoare și tehnologia informației. Deci, cred că foarte important pentru voi este să înțelegeți această distinție dintre domeniul care poartă o anumită denumire și specializarea pe care o vați face acolo, care poate fi pe automatică sau pe calculatoare, în funcție de ce preferați voi și ce vă place. Este foarte important să înțelegeți că admiterea se face de la bun început pe domeniu, adică dacă ați intrat pe calculatoare, nu mai puteți după aia să mergeți pe direcția de automatică și este bine să vă stabiliți de la bun început care sunt interesele voastre și ce vă place cu adevărat să faceți, pentru că până la urmă vă pregătiți pentru viață și ceea ce meseria pe care o învățați acum nu este brățară de aur. Cu ea veți trăi și vă veți întreține toată viața voastră și este bine să vă placă foarte mult ceea ce faceți, pentru că veți face foarte mult din timpul vieții voastre acest lucru. Acum, evident că pe lângă partea educațională mai avem și alte activități. În primul rând, faceți sport în primii 2 ani de studiu. Avem baze sportive foarte bine puse la punct, cu terenuri de sport, cu bazin de înot. Pe lângă asta avem echipă de fotbal, așa informală, să spunem. Cel mai cunoscut jucător al nostru este domnul profesor Robu, de care probabil că ați auzit și voi. Chiar acum avem în școală studenții de anul întâi, acum toată lumea știe că suntem în online, tot anul acesta universitar am fost în online și atât noi cât și studenții simțim această lipsă a conectării și comunicării umane, fiindcă, vă spun sincer, eu sunt cadru didactic și mi-e foarte greu să țin ore în fața unui ecran, să nu mai văd în fața mea studenții cu care puteam să mă conectez și să mă cumva pliez pe nivelul lor de înțelegere și al momentan al informației pe care îl transmit în momentul respectiv. Și e greu pentru toată lumea, dar cumva e bine să vedem ce e bine în toată această nebuloasă care a fost adusă asupra noastră de către pandemie și să luăm partea bună, să vedem cumva partea bună a paharului, pentru că, uitați, ne permite să ne întâlnim în acest context și să puteți să participați la orele de pregătire, chiar dacă sunteți din afara Timișoarei. Acum, aceasta este clădirea universității, mă rog, universitatea are mai multe clădiri, clădirea facultății, am vrut să spun, este ceea ce vedeți aici, acesta este terenul de sport, baza 1 a noastră, unde se derulează activitățile sportive ale studenților din facultatea noastră.
Și spuneam că sunt studenții din anul întâi acum în școală și ne bucurăm cu toții și liga noastră, care este foarte puternică și foarte activă și ne ajută foarte mult în multe activități, organizează weekendul viitor un mini-concurs de fotbal între cadrele didactice și studenții de anul întâi. Oricum, acest corp de clădire este partajat de 3 facultăți, automatică și calculatoare, electronică și telecomunicații și energetică. Toți suntem în această clădire, mă rog, sunt 4 corpuri diferite și putem să ne ajutăm unii pe alții. Apropo de ajutat unii pe alții, pe lângă faptul că suntem sportivi, suntem și muzicali, avem și un cor realizat de noi împreună cu colegii noștri de la electronică, unde cântă cadre didactice, personal auxiliar și studenți. Așa că, după cum vedeți, avem ditătii. Important este să veniți la noi și să ne alegeți și împreună să putem să mergem mai departe spre progres. Cumva o să trec și peste informații legate de oferta noastră educațională, mai concrete, pentru că am pomenit cumva despre aceste lucruri. Programele de studii pe care le puteți urma, care e ceva diferit de domeniu, după cum spuneam, sunt calculatoare în limba română și în limba engleză și automatică și informatică aplicată. Primele două sunt în domeniul CTI, automatica și informatica aplicată este în domeniul ingineria sistemelor. Aici pregătim ingineri, durata studiilor este de 4 ani. Și mai avem un domeniu de informatică cu 2 specializări, informatică zi și informatică învățământ la distanță, care pregătesc informaticieni, unde durata studiilor este de 3 ani. Acum, legat de cifra de școlarizare, pentru că în principiu pe voi vă interesează și câte locuri sunt, ca să știți cu câți vă bateți dintre colegii voștri care vin și doresc locuri la aceeași specializare. La calculatoare sunt 155 de locuri la buget și 25 cu taxă. Acum nu o să intru în toate pentru că puteți vedea și voi aceste cifre și se găsesc pe site-ul atât al universității cât și al facultății. Ideea este că avem un număr de locuri bugetate unde intrați fără taxă dacă nu ați mai făcut o altă facultate și un locur cu taxă unde, dacă ați făcut anterior o facultate, intrați obligatoriu, dacă nu și nu prindeți un loc la buget, veți putea ocupa unul dintre aceste locuri cu taxă. Evident că ierarhizarea se face în funcție de ordinea mediilor care sunt obținute la admitere de către voi. În total avem 475 de locuri la buget împărțite pe cele 4 specializări care permit locuri bugetate și 210 de locuri cu taxă. După cum vedeți, specializarea de învățământ la distanță, unde orele se fac în principiu online, se făcea și înainte de această situație specială, tot în online. Și locurile sunt cu taxă pentru că majoritatea lucrează și cumva aceasta este ideea ca cei care vin la zi să poată să beneficieze de locuri fără taxă. Acum, admiterea se face în funcție de opțiunea candidatului. Avem 2 posibilități, o probă clasică de verificare a cunoștințelor la matematică, unde vă ajută foarte mult ceea ce se întâmplă aici prin această inițiativă a Universității Politehnica din Timișoara, unde le mulțumim din suflet colegilor noștri de la matematică pentru că participă în fiecare sâmbătă, începând din februarie, și vă oferă din bagajul foarte mari de cunoștințe în acest domeniu pe care îl au și vă ajută pe voi să vă pregătiți atât pentru bacalaureat cât și pentru admiterea la noi. La noi însemnând Facultatea de Automatică și Calculatoare și Facultatea de Electronică, unde se va da examen la matematică, dacă toate lucrurile permit. Adică intenția noastră este să facem acest examen la matematică. Dacă lucrurile se vor agrava, atunci cumva probabil vom reveni la ce a fost anul trecut, în sensul că vom recunoaște diverse note pe care le-ați obținut la bacalaureat, la matematică, fizică, informatică, dar încă o dată spuneam, intenția noastră este să mergem pe acest examen la matematică, pe care să-l dăm față în față, veniți aici în timpul perioadei de evaluare și veți da examen. De asemenea, o altă probă alternativă este cea bazată pe portofoliu. Ea are 2 etape succesive. Dacă ați fost foarte pasionați de, eu știu, de roboței, după cum spuneam, și de acest domeniu al automaticii, nu neapărat automatică, pot să fie și din electronică și din alte domenii, proiectele voastre și pasiunile voastre, puteți să faceți un portofoliu și dacă reușiți să treceți de această evaluare a portofoliului, atunci intrați fără a mai da examen la matematică.
Evident, o să vă rog să vă uitați pe pagina universității. Există o listă de concursuri la care, dacă ați participat, vi se recunoască premiile obținute acolo. În principiu, dacă sunt concursuri internaționale, atunci vi se recunoaște cu 10 media de admitere. Dacă sunt concursuri naționale, din acea listă care este specificată acolo, atunci vi se recunoaște cu 10 prova de la matematică. Avem și admitere pe bază de dosar, specializările de informatică o să aibă admitere de acest gen, unde studenții noștri își depun dosar și unde, dacă se ia în calcul doar media de la bacalaureat. Acum și la celelalte, acolo unde dăm examen la matematică, intră și media de la bacalaureat în calcul, doar că este o cincime din nota finală, 4/5 reprezintă valoarea adusă de examenul pe care îl dați la matematică. Acum avem o aplicație unde vă rugăm să intrați și să o accesați pentru a vă putea înscrie atunci când o să vină momentul să vă înscrieți la admitere, și de asemenea un site admitere.upt.ro unde găsiți foarte multe informații legate de ceea ce înseamnă admiterea și ce aveți voi de făcut ca să puteți să participați la acest examen. Când se vor desfășura toate aceste ostilități, începând din 6 iulie și până în 23, deci pe parcursul lunii iunie, există o perioadă de înscriere, după care se dă examenul, după care sunt runde de confirmări. Ce înseamnă confirmare? Înseamnă că dacă ați fost admiși la o anumită specializare sau la mai multe, pentru că vă puteți înscrie la mai multe specializări, să dați examen și să intrați la 2-3 specializări și voi să alegeți una, maxim două. Puteți să alegeți și două specializări, doar că e destul de greu să faceți inginerie două deodată. Puteți să faceți asta, adică vi se permite să faceți asta, doar că a doua specializare va fi cu taxă, doar una singură puteți să faceți fără. Da? Deci confirmarea înseamnă, după ce ați dat examenul și vedeți că sunteți admiși, să veniți și să plătiți o taxă care înseamnă, da, eu aleg această specializare și da, voi fi student din toamnă la calculatoare și tehnologie informației, dacă ați intrat acolo și asta vă doriți. Unde ne găsiți pe noi? Păi, în primul rând, dat fiind că suntem tot online, ne găsiți pe web. Avem un site nou și destul de bine pus la punct. Încă este în lucru, dar noi ne străduim să-l facem cât mai bine și cât mai atractiv pentru voi și mai ușor de parcurs și să găsiți informația care vă interesează pe voi. Un mail unde vă răspunde secretariatul. De asemenea, ne găsiți și pe Facebook și pe Instagram, după cum de altfel puteți să veniți și la școală, unde cu siguranță veți veni în perioada care va fi alocată în scrierilor pentru admiterea la facultate. Noi vă așteptăm cu drag și sperăm din tot sufletul ca din toamnă să ne vedem și față în față. Oricum, eu sunt absolventă a Facultății de Automatică și Calculatoare, cumva așa sunt un pic nostalgică pentru că sunt 20 de ani de când am terminat această facultate, în această vară se împlinesc acești 20 de ani, nu știu când au trecut, am avut o discuție cu colegii mei mai înainte, cu cât de repede trece timpul, că mai ieri s-au început aceste lecții și tocmai imediat și se termină. Da, nu știm când trece atât de repede timpul și ce voiam să vă spun este că sunt absolventă de calculatoare, dar eu sunt cadru didactic în departamentul de automatică. Și apropo de cât de versatil suntem până la urmă ca și cadre didactice, pentru că eu sunt în departamentul de automatică, dar țin ore de soft, în principiu programare, la ingineria sistemelor, adică la specializarea automatică și informatică aplicată, la electronică în limba engleză, la electronică învățământ la distanță, la facultatea de comunicare și traducere, unde am un curs de utilizare a calculatoarelor. Adică, în principiu, sau din punctul meu de vedere, facultatea ne pregătește, spuneam, pentru viață și ne ajută să ne deschidem un orizont, pentru că aș vrea cumva să înțelegeți de la bun început că o să aflați multe informații, doar că va fi nevoie și de multă muncă personală. Așa cum și acum, nu munciți ca să, în plus, ca să vă puteți pregăti pentru examenul foarte important care vine peste voi și care este bacalaureatul, în primul rând, de care e nevoie să treceți ca să puteți să mergeți mai departe, e nevoie de foarte multă muncă suplimentară din partea voastră ca să puteți să vă specializați cu adevărat și să deveniți foarte buni profesioniști în acest domeniu pe care eu sper să-l alegeți și să veniți la noi la Facultatea de Automatică și Calculatoare.
Un singur lucru mai vreau să vă spun. Studenții noștri sunt foarte apreciați pe piața muncii, atât de apreciați încât sunt vânați de-a dreptul de către companii, încă de pe băncile facultății. În anul 4, numai cine nu vrea să muncească, nu muncește, adică toți își găsesc un loc de muncă. Și asta este foarte important pe de o parte. Pe de altă parte, așa ca și cadru didactic, eu consider că ar fi mai bine să vă concentrați pe ceea ce înseamnă școală, pentru că este o perioadă foarte frumoasă din viața voastră. Eu sper să o puteți gusta cu adevărat și să puteți să veniți la școală ca să vedeți și să o simțiți pe pielea voastră. M-am întâlnit săptămâna trecută cu studenții de la informatică de anul întâi, care au venit pentru prima oară în școală și erau atât de fericiți că sunt în școală și cât de frumos e și cât de energizat sunt că stau în cămin și că pot să partajeze aceste lucruri care fac parte cumva din ceea ce înseamnă viața de student și viața universitară. Mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat. Vă doresc din tot sufletul să luați, cum zicea și Victoria, numai 10 la toate examenele pe care le veți da de acum înainte, nu doar cel de BAC și de admitere, ci și multe altele, așa pe principiul nici nu voi ca să vă laud, nici nu voi să vă înspăimânt, vor fi examene mult mai grele decât astea când o să ajungeți la facultate, ca să știți ce vă așteaptă. Adică noi vă oferim foarte, foarte multe, tot ce putem noi, dar avem și pretenții ca să vă mențineți la o anumită, la nivelul la care noi am ridicat ștacheta pentru ceea ce înseamnă pregătire profesională. Încă o dată vă mulțumesc, vă doresc mult succes cu pregătirea la matematică, cu examenele pe care le veți avea de dat și să ne vedem cu bine la admitere, pentru că și acolo o să ne întâlnim dacă veniți la automatică și calculatoare și începând din toamnă la specializările pe care facultatea noastră vi le oferă. Mulțumesc frumos! Doamna prodecan, și noi vă mulțumim. Ne-ați captat atenția total. Da, este o facultate foarte importantă, suntem mândri, universitatea este mândră cu această facultate și în cadrul discuțiilor pe care le mai purtăm cu studenții sau cu foștii absolvenți, există acea mândrie de a fi fost student UPT. Și asta vine doar din astfel de experiențe și din urmarea unor facultăți de genul acesta. Mulțumesc încă o dată pentru prezentare. Cu siguranță le-am transmis elevilor dacă au întrebări pentru dumneavoastră să vi le adreseze, dacă nu se ia legătura prin orice alt mijloc cu tot ce înseamnă Facultatea de Automatică și Calculatoare. Le dorim mult succes și să se întâlnească cu dumneavoastră la admitere. Dar până atunci, din acest moment, domnul profesor Doru Păunescu îi va prelua pentru pregătire și pentru a le face cât mai facil sau cât mai facil examenul prin toate soluțiile pe care le oferă și problemele rezolvate. Domnule profesor, vă rog să preluați din acest moment ștafeta și să... Mulțumesc că am preluat ștafeta. Doamna prodecan, m-ați convins, vin să mă înscriu la facultate. Mă bucur foarte tare, oricum vreau să vă spun că domnul profesor ține ore la noi, la Ingineria Sistemelor, cred că ține. Da, da, am analiza matematică. Așa că dacă veniți să fiți studenți la automatică... Dar pot să fiu și student și să stau în bancă și la tablă în același timp? Da, acum să știți că niciodată nu e prea târziu, așa, ca să glumim un pic. Eu am făcut, tocmai am terminat o a doua facultate, am făcut psihologie la Universitatea de Vest, unde eram, numai treceam strada, nu că cele două universități sunt una lângă cealaltă, eram conferențiar la Politehnică și student la Vest. Și se poate foarte bine, adică n-am avut nicio problemă cu lucrurile astea și... E atunci, la 40 de ani de la terminarea facultății de matematică, o să mă înscriu la Ingineria Sistemelor. Vă rog! Astfel încât să nu ne despărțim. Să vă predați dumneavoastră matematică. Exact. Iar mie mi-ar face plăcere să vă urmăresc să particip la lecțiile amândurora dintre dumneavoastră. Oricum și eu predau la Ingineria Sistemelor, în anul 3 o să aveți curs cu mine, în anul 4, așa că ne vom întâlni cu drag și din acest punct de vedere. Bun. Bună dimineața, dragi elevi!
Astăzi ne vom ocupa de calcul integral. Facem calcul integral primitivă, calcul integral, integrale definite. Toată povestea cu integrarea a pornit de la calculul ariilor, în primul rând. Există și aplicații în fizică, pe care n-am să le menționez aici, dar de la calculul ariilor a pornit totul. Și doresc să vă arăt ca aperitiv ce înseamnă de fapt o integrală definită. Integrala definită este limita unor sume, unor sume Riemann. Integrala unei funcții pozitive este limita sumei ariilor dreptunghiurilor pe care le pot construi sub funcția respectivă. Ce s-a observat de-a lungul timpului? Ce ne-a condus la noțiunea de integrală? Păi s-a observat că făcând în diverse situații suma ariilor de sub grafic, a dreptunghiurilor de sub grafic, tendința este, pe măsură ce numărul de dreptunghiuri crește și intervalele pe care construiesc dreptunghiurile devin din ce în ce mai scurte, valoarea sumelor, care știți că se numesc sume Riemann, sumele dreptunghiurilor, valoarea ariilor acestor dreptunghiuri tinde către un anumit număr. Numărul respectiv, pe măsură ce se îndesesc intervalele, devine aproape constant. Vă rog să remarcați, dacă dreptunghiurile sunt foarte, foarte scurte, suma ariilor dreptunghiurilor este chiar constantă, adică atinge o valoare și acea valoare se numește integrală. Problema este că nu e ușor de calculat integrala și oricum nu vom face suma tuturor acestor dreptunghiuri. Observația fundamentală a fost că există o legătură extraordinar de importantă între integrala definită, adică între aria de sub grafic și derivată. Și această legătură este prinsă în celebra formulă a lui Leibniz-Newton, care sunt, dacă vreți, părinții calculului integral. În problemele de astăzi, o să încep cu partea de legătură a integralei cu derivată. Adică am să vorbesc despre integrale nedefinite, după care am să trec la calculul câtorva integrale definite pe care mi le-am ales. Dar la pauză puteți să cereți din range-ul de probleme alocat astăzi, puteți să solicitați orice problemă. Astăzi suntem în range-ul 140-185, din culegere. Săptămâna viitoare cu colega mea veți face de la 185 până în zona aplicațiilor la calculul ariilor, care conform programei în anul acesta nu sunt în discuție. Bun, prima problemă pe care doresc să o discut este analiză matematică 143. Textul sună cam așa, să se determine mulțimea primitivelor funcției f definită pe R, valori în R, f de x egal cu acoladă 2x
plus e la minus x, dacă x este negativ, și 1 plus x ori e la x, dacă x este mai mare sau egal cu 0. Mulțimea primitivelor. Adică trebuie să găsesc funcțiile f mare definite pe R, valori reale, funcții f mare care au proprietatea că sunt derivabile și derivata este egală cu f mic, oricare ar fi x din domeniul. Cum găsesc funcția f mare? Răspunsul evident, calculez primitivele funcției. Măcar o primitivă, pentru că funcția fiind definită pe un interval, dacă am găsit o primitivă, le pot găsi pe toate celelalte, deoarece acestea diferă printr-o constantă. Problema intervine la modul în care am definit funcția. Funcția este definită pe două ramuri. Pentru a găsi primitiva, trebuie să calculez primitiva pe fiecare ramură, iar primitivele de pe cele două ramuri trebuie să le lipesc astfel încât noua funcție obținută să fie și derivabilă, astfel încât egalitatea f'f mare derivat egal cu f mic să fie valabilă peste tot, inclusiv în punctul 0. Pentru aceasta lucrurile merg în felul următor. X mai mic decât 0, mă întreb cine derivat este egal cu 2x plus e la minus x. Răspunsul aici este clar, foarte simplu. Funcția pe care trebuie să o derivez și să obțin x pătrat, 2x este x pătrat minus e la minus x. Ca să obțin derivata e la minus x, trebuie să-l derivez pe minus e la minus x. Evident, f mare nu este unică, adunăm o constantă reală. Bun, am găsit primitiva pe prima ramură. Atenție, x strict mai mic decât 0. Voi continua cu x mai mare decât 0. Deși aici este x mai mare sau egal cu 0, sunt prudent deocamdată pentru x pozitiv. F mare derivat trebuie să fie egal cu 1 plus x ori e la x. Poate nu e la fel de ușor ca mai înainte să privesc doar în tabel, să-mi amintesc tabelul primitivelor și să construiesc imediat funcția care derivată îmi dă 1 plus x ori e la x. Nu este nicio problemă. F mare de x. Am să-l calculez ca integrală nedefinită a lui 1 plus x ori e la x de x. Evident, integrală din 1 este x plus, iar integrală din x ori e la x am să-l calculez prin părți. Știți bine că atunci când am un produs între două funcții care par foarte diferite ca structură, exponențiala și polinomul de gradul întâi sunt funcții diferite ca structură, este bine să încerc cu integrarea prin părți. Una dintre cele două expresii am să o privesc ca pe o derivată. Dacă aș privi pe x ca derivată, este derivata lui x pătrat pe 2. Gradul crește, nu mi este avantajos. Am să-l privesc ca pe o derivată,
mult mai simplu pe E la X, pentru că E la X este propria sa derivată. Aplicăm formula de integrare prin părți. X plus X ori E la X minus integrală, derivata migrează pe primul termen, 1 ori E la X de X, egal mai departe, cu X plus X ori E la X, integrală din E la X conform tabelului E la X, plus o constantă, pentru că funcția, am precizat, F mare nu este unic. Plus o constantă, dar trebuie să fiu atent, altă constantă decât cea pe care am avut-o înainte. Și acum voi pune rezultatele cap la cap. F mare, primitiva funcției F mic, funcției definită cu acoladă F mic, este o funcție la care îi rezerv trei ramuri. Prima ramură, x mai mic decât 0, primitiva trebuie să fie de forma x pătrat minus e la minus x plus c1, dacă x este negativ. Dacă x este pozitiv, x plus e la x pot să-l dau factor, x minus 1 ori e la x plus constanta c2 și în sfârșit trebuie funcția f să fie definită chiar pe întreaga axă reală. Dacă x egal cu 0, practic nu știu ce valoare ia funcția, introduc constanta c3. Acum, sunt sigur că funcția f mare este derivabilă și pe prima ramură, și pe a doua ramură, și derivata dă exact f mic de pe cele două ramuri. Problema este că f mare trebuie să fie derivabilă pe întreg domeniul de definiție, deci inclusiv în 0. Prima condiție ca o funcție să fie derivabilă într-un punct, condiția necesară pentru chestiunea asta este continuitatea. Deci, întâi voi încerca să găsesc constantele C1, C2, C3, legătura dintre aceste constante, astfel încât F să fie continuă. În X egal cu 0. Asta este ușor de impus. F de 0 minus 0, limita la stânga, este limita pe prima ramură, 0 minus 1 plus C1, minus 1 plus C1. Limita la dreapta, în 0, ne situăm pe ramura a doua, facem limita la dreapta, adică pentru x pozitiv, 0 minus 1 ori e la 0, deci 0 minus 1 minus 1 plus C3, plus C2. Pentru a obține continuitatea funcției f mare în 0, am văzut, este C3. Și de aici apare condiția de continuitate, minus 1 plus C1 egal cu minus 1 plus C2 egal cu C3. Practic, în acest moment știu cum trebuie să arate funcția continuă f mare, care derivată pe cele două ramuri îmi dă f mic. Problema este că încă nu știu dacă acest f mare este derivabil. Practic, am găsit candidatul pentru primitivă. F mare de x, candidatul pentru primitivă, arată cam așa, este x pătrat minus e la minus x plus c1
dacă x e negativ. C3, observați, C3 este minus 1 plus C1. Deci minus 1 plus C1, dacă x egal cu 0. Și în sfârșit, x plus x minus 1, ori e la x, plus C2. C2 și cu C1 sunt egali, din prima egalitate pe care am scris-o aici. Deci, practic, plus C1 din nou. X mai mare ca 0. Acum, problema este să-l determin pe C1 astfel încât funcția să fie derivabilă. Nu mai trebuie să fac acest efort, pentru că din construcția pe care am făcut-o, f mare derivat este f mic pe cele două intervale, iar derivata până la urmă este continuă. Dacă faceți, vă rog, f mare derivat, o să obțineți practic în punctul 0 f mare derivat, în punctul 0 f mare derivat pe a doua ramură. Funcția de la care am plecat era continuă, pentru că altfel nu stăteam să îmi pun problema primitivei. Observ de la bun început că funcția este continuă. Vedeți, dacă calculați în 0, obținem 1. Dacă calculați în 0 la dreapta, obținem 1. Pentru că f mic era o funcție continuă, f mare definit, construit în felul în care l-am construit, conduce la o funcție care este derivabilă, pentru că f mic de la care am pornit era continuă. Adică f mare derivat este continuă. Deci este derivabilă. Aceasta este funcția. Acum, de dragul expresiei pe care am avut-o la început, cu x mai mare sau egal cu 0, fiind continuă, evident că pot să unesc aceste două ramuri și să scriu x pătrat minus e la minus x plus c1, x mai mic decât 0, x plus x minus 1, ori e la x plus c1, dacă x mai mare sau egal cu 0. Și mai avem un singur hop de trecut. Aceasta este mulțimea tuturor primitivelor, pentru că c1 este număr real, arbitrar. Dar dacă mă uit la răspunsuri, n-am să găsesc răspunsul scris exact în această formă. Va trebui, practic, să umblu puțin la constanta C1 și să rescriu această constantă astfel încât să mă pot încadra în răspunsurile din cap. Vreau să vă propun să luați C1 egal cu minus 1 și să observați că x pătrat minus x minus e la minus x minus 1 se găsește la răspunsul E. Se găsește la răspunsul E. Haideți să vedem dacă partea a doua, adică ramura a doua, se potrivește cu cel de la răspunsul E. Păi, pentru ramura a doua, să observăm că x plus x minus 1 ori e la x minus 1 este egal, de fapt, cu x minus 1 iese factor, pe lângă e la x plus 1. Exact expresia care ne apare la răspunsul E. Evident, luăm C1 egal cu minus 1 și rescriem F mare. Și am să scriu răspunsul final sus, F mare de X
este egal cu x pătrat minus e la minus x minus 1, dacă x e mai mic decât 0, x minus 1 pe lângă e la x plus 1, dacă x e mai mare sau egal cu 0, aceasta este o primitivă la care adun orice constantă reală. Și am obținut primitivă. Vreau să remarc aici că am dat o soluție constructivă acestei probleme a primitivei, pentru că mi s-a cerut efectiv primitiva. Dar despre existența ei puteam să spun de la bun început, pentru că funcția f mic este continuă, orice funcție continuă este primitivabilă, deci f mare există cu certitudine. Problema a fost să-l găsesc pe f mare, pe care l-am construit cu trudă, pentru că a trebuit să integrez pe fiecare ramură în parte. Deci faceți, vă rog, deosebire între existență, în momentul în care f mic am observat că este continuă, știu că primitiva există. Partea savuroasă a lucrurilor este să construiesc primitiva respectivă. Dar de multe ori, ca matematician, sunt mulțumit să știu că există. Ei, dacă sunt inginer, atunci da, trebuie să găsesc efectiv primitiva sau ca să calculez o arie. Am nevoie efectiv de primitivă. Problema aceasta însă este foarte interesantă din următorul punct de vedere. Amintiți-vă, vă rog, că f de x egal cu e la minus x pătrat este o funcție continuă. Adică există f mare, primitiva sa. Cum arată primitiva? Nu puteți să-mi răspundeți la întrebarea asta. Vă aștept în anul întâi la facultate și am să vă învăț și cum se poate construi primitiva pentru această funcție continuă. E adevărat, nu voi folosi funcții elementare pentru chestia asta, am nevoie de funcții ceva mai sofisticate decât funcțiile elementare pe care le-am studiat la liceu. Trigonometrice, logaritmice, exponențiale, raționale și așa mai departe. Ba mai mult, f de x egal cu sinus de x pe x, nici măcar nu-i definită în 0. Și totuși, dacă prelungesc în 0, amintiți-vă lecția de acum 2 săptămâni, dacă prelungesc prin continuitate în punctul 0, funcția f prelungită prin continuitate este cu valoarea 1 în 0, este o funcție continuă, deci există primitiva. Cum arată primitiva? Vom vedea. Dacă chiar nu știu cum arată primitiva, voi învăța la facultate să calculez și integrală dintr-o asemenea funcție. Aviz amatorilor, integrala din e la minus x pătrat apare în statistică, deci o vor folosi atât cei de la calculatoare, cât și cei de la electronică, cât și cei de la facultățile care nu dau până la urmă examen. Sinus de x pe x integrat are semnificație extraordinar de importantă în teoria semnalelor, aviz amatorilor la electronică. Deci asemenea chestiuni veți întâlni. Construcția primitivelor sau calculul integralelor va fi însă ușor diferit față de această situație simplă pe care o întâlnim în liceu și practic în culegerea pentru admitere. Aceasta a fost prima problemă pe care mi-am propus-o. O să trec mai departe. Îmi propun problema 163,
pentru că tot am vorbit ceva despre prelungirea prin continuitate. La problema 163 avem o poveste legată de această chestiune și asta vă poate dovedi până la urmă, vă poate justifica interesul meu pentru prelungirea prin continuitate, pe care l-am, interes pe care l-am satisfăcut la momentul în care am discutat despre funcții continue și funcții derivabile, dacă vă amintiți. La problema 163 am să dau două soluții. Merită amândouă. Amândouă merită. Să citesc exact textul problemei 163. Să se determine familia primitivelor funcției f definită pe pi pe 2 3 pi pe 2 valori reale f de x egal cu 1 supra cosinus de x. Observați, vă rog, cosinus de x este diferit de 0, pentru că intervalul pi pe 2, 3 pi pe 2 corespunde cadranelor 2 și 3. Cosinus de x este egal cu 0 chiar în pi pe 2 sau chiar în 3 pi pe 2. Deci la capetele intervalului este 0 și din cauza asta intervalul este deschis. Problema cere să calculăm primitiva. Soluția 1. Soluția 1 este soluția cea mai simplă. Integrală din 1 supra cosinus de x, dx, egal cu. Amplificăm cu cosinus. Integrală din cosinus de x supra cosinus pătrat de x. Oare ce avantaj mi-a creat această amplificare? Am voie să amplific cu cosinus pentru că e cosinus de x diferit de 0. Avantajul creat este observat la numitor. Cos pătrat de x este 1 minus sinus pătrat de x. La numărător avem cosinus de x de x. Și acum cu ochiul liber observăm, cosinus de x este tocmai derivata lui sinus de x. Scoatem un minus factor. Minus integrală din cosinus de x supra sinus pătrat de x minus 1 de x. Și acum vă rog remarcați asemănarea dintre această integrală și integrala t supra t pătrat minus 1. De integrala din 1 supra t pătrat minus 1 dt. Deci am spus că este o asemănare între cele două, pentru că dacă faceți substituția t egal cu sinus de x, integrala simplificată la care ajungeți prin substituția t egal cu sinus de x este tocmai integrală din 1 supra t pătrat minus 1, care este integrală ce apare în tabel. Și știți bine, este egală cu 1 supra 2a, logarit din modul din t minus 1 supra t plus 1. A-ul în situația noastră este 1, deci vine aici 2 ori 1 plus constant. Deci, egal mai departe pentru integrala noastră și putem să dăm rezultatul final. Un minus am avut în față, minus 1 pe 2, logarit din modul din sinus de x minus 1 supra sinus de x plus 1 plus constanta.
Și acum, ca să nu mai am minus în față, putem să introducem minus la puterea minus 1 sub logaritm, iar modul de modul mă pot dispensa, pentru că sinusul este întotdeauna subunitar, pozitiv sau negativ, deci atât numărătorul cât și numitorul sunt numere negative, la modul n-am decât să schimb poziția. Adică 1 pe 2 logaritm 1 minus sinus de x supra 1 plus cosinus de x, plus sinus de x plus constant. Și am terminat problema. Dacă tragem cu ochiul la răspunsuri, răspunsul corect este răspunsul B. Haideți să vedem de ce îmi propun și o a doua soluție. Îmi propun o a doua soluție pentru această problemă, deoarece am de a face la integrala noastră, 1 supra cosinus de x, am de a face cu o integrală de funcție rațională în cosinus. Ori, ce am învățat? Funcțiile raționale în cosinus și sinus se pot rezolva foarte ușor prin substituția t egal cu tangentă de x pe 2. De ce? Pentru că de la trigonometrie știm cosinus de x este 1 minus tangentă pătrată de x pe 2 supra 1 plus tangentă pătrată de x pe 2. Totuși avem un necaz și sinus de x este 2 tangentă de x pe 2 supra 1 plus tangentă pătrată de x pe 2. Oare care e necazul? Păi nu uitați, vă rog, x aparține intervalului pi pe 2, 3 pi pe 2. Dacă x este egal cu pi, tangentă de pi pe 2, cum bine știți, nu există. Cu acest amendament, putem să trecem să calculăm integrala din 1 pe cosinus de x, dar atenție, va trebui să mă străduiesc să văd ce se întâmplă în punctul x egal cu pi. Deci tot calculul pe care îl fac în continuare este perfect valabil, cu condiția să evit punctul x egal cu pi. Bun, lucrurile ar arăta cam așa. Am să notez cu i indice x integrala, indicând aici că x este variabila de integrare. Și am să fac substituția de care spuneam, t egal cu tangentă de x pe 2. Atenție, am în minte tot timpul că x trebuie să fie diferit de pi pe 2, dar voi face calculele lăsând pentru moment la o parte chestiunea asta. Oare de ce am voie să fac acest lucru? Să ignor pentru moment că x egal cu pi nu e în domeniul de definiție. În primul rând, dacă t e tangentă de x pe 2, aplicăm arctangenta, funcția tangente este inversabilă pe intervalul de la pi pe 4 la 3 pi pe 4, pe intervalul pe care lucrez aici cu x. Deci, x este 2 arctangentă de t. Derivata lui x este 2 supra 1 plus t pătrat de t și obținem integrala simplificată i indice t integrală din 1 supra în loc de cosinus de x de la numitor 1 minus t pătrat supra 1 plus t pătrat, înmulțit cu 2 supra 1 plus t pătrat,
dt, adică este egal cu 2 integrală din 1 supra 1 minus t pătrat dt. Din punct de vedere formal merge foarte frumos, egal mai departe, iese un minus afară din aceeași formulă care am aplicat-o mai înainte. Rezultatul va fi 2 logarit din 1 plus t supra 1 minus t în modul, n-am analizat cum stau lucrurile, deci pun modulul, așa arată integrala i indice t. Acum ne întoarcem la i indice x și înlocuim t-ul. I indice x egal cu 2 logarit din 1 plus tangentă de x pe 2 supra 1 minus tangentă de x pe 2 plus constant. Atenție, x-ul e diferit de pi. X-ul e diferit de pi. Dar, dacă vă uitați cu atenție la această funcție, aceasta am mai întâlnit-o la problema analiză matematică 61 și am arătat că această funcție se poate prelungi prin continuitate în punctul pi. Ei, datorită faptului că se poate prelungi prin continuitate în punctul pi, este soluția corectă, prelungirea acestei funcții în punctul pi. Ori dacă vă străduiți puțin cu identități trigonometrice, o să găsiți, și am făcut chestiunea asta cu 2 săptămâni, 2 ori 1 pe 2, ori logarit din avem un 2 acolo, da, logarit din 1 plus sinus de x supra 1 minus sinus de x. Vă rog, fără 1 pe 2. Aici este doar 1 pe 2. Ok, plus constant. Adică rezultatul este același. Diferența dintre cele două metode, această metodă este foarte generală, îmi permite să abordez o întreagă clasă de integrale raționale, dar atenție, vă rog, când faceți substituția cu tangentă de x pe 2, aveți această problemă. Tangenta nu este definită în pi pe 2, în 3 pi pe 2. În situația intervalului nostru nu era definită în punctul x egal cu pi. Și a trebuit această situație să o studiez cu ajutorul prelungirii prin continuitate. Da? Aici am avut 2, era perfect, integrală, să nu am nicio greșeală aici. Când am făcut integrala mai venea un 1 pe 2, dacă nu înșel. Era 2. Aici venea un 1 pe 2, deci aici rămânea un 1. 1. A dispărut un 1 pe 2. În orice caz este în regulă. Bun. Mă opresc aici cu soluția problemei. Soluția cea mai simplă este clar aceasta, dar care depinde foarte mult de forma problemei. Gândiți-vă dacă aș fi avut altfel funcția de la numitor și prin amplificare nu obțineam derivata lui sinus acolo sus, metoda aceasta nu era în regulă. Dar metoda cu tangentă de x pe 2 funcționează întotdeauna. Bun. Merg mai departe și îmi pun problema 165. 165 este o problemă tot de calcula primitivei,
dar la care apare din nou problema construcției. Analiză matematică 165. Să se determine mulțimea primitivelor funcției f definite pe intervalul de la 0 la 4 pi cu valori reale, f de x egal cu radical din 2 pe lângă 1 minus cosinus de x. Mulțimea primitivelor acestei funcții. Adică, practic, trebuie să calculez integrală din radical din 2 pe lângă 1 minus cosinus de x. În primul rând, să observați, vă rog, că f este continuă. Cosinus de x este cuprins între minus 1 și 1, deci cantitatea de subradical este pozitivă. Funcția elementară cosinus compusă cu funcția elementară radical îmi spune că funcția f este continuă pe 0, 4 pi. Perfect. Dar să mă pun să calculez integrala în forma asta, cred că nu este productiv. Haideți să ne amintim puțin de la lecția de trigonometrie. Păi cosinus de x poate să fie exprimat cu ajutorul pătratului sinusului jumătății sau a cosinusului jumătății. Cred că aici este avantajos cu sinusul. Egal mai departe. Avem voie să prelucrăm algebric funcțiile de sub semnul integrală, astfel încât, dacă am șansa să am un pătrat perfect acolo, să mă pot ajuta. Deci, radical din 2 pe lângă 1 minus și cosinus de x este 1 minus 2 sinus pătrat de x pe 2. Închidem paranteza de x. Egal mai departe, remarcați, vă rog, când desfacem parantezele, 1 cu minus 1 se reduc, plus 2 ori 2 e 4, radical din 4 este 2, și o să avem integrală din radical din sinus pătrat de x pe 2 de x. Acum, dacă x este cuprins între 4 pi, și 0, x pe 2 este cuprins între 2pi și 0. A, deci sinusul aici este pozitiv în primele două cadrane, negativ în cadranele 3 și 4. Deci când extragem radicalul, trebuie să fim atenți, avem sinus de x pe 2 care trebuie să-l punem în modul când extragem radicalul. Deci 2 integrală din modul din sinus de x pe 2. De x. Deci iată și iarăși am ajuns la calculul primitivei unei funcții care este definită pe ramuri. Deci f de x, la urma urmei, este de fapt funcția pe care o integrăm și este 2 ori sinus de x pe 2, acolo unde sinusul este pozitiv, deci acolo unde x pe 2 este în cadranele 1 și 2, adică unde x este cuprins între 0 și 2 pi. Și minus 2
sinus de x pe 2, acolo unde x este cuprins între 2pi și 4pi. Perfect. Deci ca să calculăm integrala noastră, trebuie să calculăm integrala pe cele două ramuri. Nu mai este niciun secret, f mare, primitiva, trebuie să arate cam așa. Pe cine derivat ne dă sinus de x pe 2? Minus cosinus de x pe 2, dar mai apare un 1 pe 2, deci până la urmă trebuie să pun încă un 2 în față, deci o să avem minus 4 cosinus de x pe 2 plus o constantă C1. Dacă x aparține de la 0 la 2pi, însă deschis. Pe ultima ramură, același lucru, dar cu semnul plus, cu semn schimbat, plus C2, dacă x aparține de la 2pi la 4pi, și în sfârșit ne întrebăm ce se întâmplă în punctul 2pi, unde avem o valoare C3. Acum trebuie să impunem condiția ca f mare să fie în primul rând continuă în x egal cu 0. Deci o să avem în x egal cu 2pi, scuzați-mă, f de 2pi minus 0 este egal cu 4 plus C1, f de 2pi plus 0, adică limita la dreapta, este minus 4 plus C2, și în sfârșit f de 2pi este C3. Astfel, condiția de continuitate devine 4 plus C1 egal minus 4 plus C2 egal cu C3. Deci, practic, cele trei constante sunt legate între ele și pot să scriu pe F mare, care deocamdată știu că este continuă, să o scriu în forma minus 4 cosinus de x pe 2 plus C3 minus 4, dacă x aparține de la 0 la 2pi, i-am ales pe C3 constanta de referință, 4 cosinus de x pe 2 plus C3 plus 4, dacă x aparține de la 2pi la 4pi. Acum, această funcție este sigurat continuă, dar ea este și derivabilă pentru că am construit-o dintr-o funcție care era continuă și avea primitivă pe fiecare din cele două ramuri. Observați, funcția era continuă în 2pi, deci dacă faceți f prim, o să vedea că f prim e continuă în punctul 2pi, derivata la stânga și derivata la dreapta sunt egale, tocmai pentru că proveneam prin construcție dintr-o funcție continuă. Dar se poate verifica fără nicio problemă că f prim în 2pi există și că cele două derivate la stânga și la dreapta sunt egale. Și acum n-avem decât să găsim soluția care este descrisă în carte. Dacă notăm C3 minus 4 cu A, aici nu am o rețetă ca să găsesc chestiunea asta. Efectiv, privesc la soluțiile din carte și caut să potrivesc constanta C3 încât să regăsesc soluția de acolo. E bine, dacă notați C3 minus 4 cu A, va rezulta de fapt că C3 este A plus 4. Deci,
aici voi avea A, iar aici voi avea A plus 4 plus 4. Deci, practic, A plus 8. Și regăsim astfel soluția de la punctul C. Răspunsul de la punctul C este răspunsul. Bun. Să trecem puțin și la integrale definite, înainte de pauză. Problema 173. Problema 173 este iarăși o problemă care merită două soluții, pentru că are ea această proprietate de a fi interesantă. Analiză matematică 173. Să se calculeze integrală de la 0 la 1 din x pătrat supra x la a patra plus 4. Da, este o problemă de integrat o funcție rațională și de obicei o funcție rațională, îmi spune metoda, descompun numitorul, descompun în fracții simple și lucrez cu integrale mai simple decât aceasta care are puterea 4 la numitor. La prima vedere, x la 4 plus 4, cum să-l descompun oare? A, x la 4 plus 4, să știți că se poate descompune într-un produs de două expresii de gradul al doilea. Și am să iau direct și am să fac descompunerea. X pătrat supra x la 4 plus 4. X pătrat supra. Când am compus această problemă, am încercat să nu introduc radicali în discuție pentru ca să putem urmări mai ușor lucrurile. Pentru a obține un pătrat perfect aici, am să adun un 4x pătrat și am să scad un 4x pătrat. X la a patra plus 4x pătrat plus 4 minus 4x pătrat. Am avut grijă să am aici un pătrat perfect. Am putut, pentru că asta era natura problemei. Deci egal cu x pătrat supra x pătrat plus 2 la pătrat minus 2x totul la pătrat. Și astfel apare descompunerea x pătrat supra x pătrat minus 2x plus 2 pe lângă x pătrat plus 2x plus 2. În acest moment putem încerca descompunerea în fracții simple. Cele două expresii de gradul 2 au delta negativ. Practic, prima expresie de gradul 2 este x minus 1 și o să mă ajute asta, x minus 1 la pătrat plus 1, iar a doua expresie de gradul 2 este x plus 1 la pătrat plus 1. Dar la descompunerea în fracții simple asta nu mă ajută, însă am observat doar atât că expresia aceasta de gradul 2 și această expresie de gradul 2 rămân așa, nu se mai pot descompune în numere reale. Practic, în limbajul polinomelor, sunt polinome ireductibile peste mulțimea numerelor reale. Dar să nu rostim cuvântul polinome. Bun. AX plus B, metoda coeficienților nedeterminați, supra x pătrat minus 2x plus 2 plus cx plus d supra x pătrat plus 2x
plus 2. Aducem la numitor comun. Numitorul comun, evident, va fi x la a patra plus 4. Aici voi amplifica cu expresia de gradul 2, x pătrat plus 2x plus 2, iar dincoace cu x pătrat minus 2x plus 2. Am să colectez termenii în ordinea gradelor. X la a treia. Păi cu x la a treia voi avea doi termeni, un a x la a treia și un c x la a treia. Deci x la a treia pe lângă a plus c. După aceea, cu termeni de gradul 2 voi avea 4, x pătrat pe lângă și am să-i și număr. O să avem 2x ori ax, adică un 2a, x pătrat ori b, deci plus b, și mai avem termen de gradul 2 din partea cealaltă, minus 2x ori cx minus cx pătrat, deci minus c după ce l-am dat pe x pătrat factor plus d. Și procedând la fel cu termenii de gradul 1, voi obține 2a plus 2b plus 2c. Minus 2d. Totul ori x. Iar la termen liber avem doi termeni liberi, un 2b plus 2d. Acum identificăm coeficienții de la numărător cu coeficienții de la numărătorul fracției inițiale și avem de rezolvat un sistem care este foarte simplu, a plus c egal cu 0, 2a plus b minus c plus d egal cu 1, pentru că termenul de gradul 2 există, are coeficientul 1 și celălalt doi termeni 0. 2a plus 2b plus 2c minus 2d egal 0 și 2b plus 2d egal 0. Sistemul se rezolvă imediat, scoatem pe c, scoatem pe d din a doua și ajungem la soluția a egal cu 1 pe 4, b egal cu 0, c egal cu minus a, adică minus 1 pe 4, și d egal cu 0. Astfel, integrală de la 0 la 1 din x pătrat supra x la a patra plus 4 dx va fi suma integralelor celor două fracții în care pe a și pe b i-am înlocuit. Deci o să avem frumos integrală de la 0 la 1 din 1 pe 4x supra, și acum dați-mi vă rog pe x pătrat minus 2x, dați-mi voie să-l scriu scris în forma aceasta, x minus 1 la pătrat plus 1 dx plus integrală din minus 1 pe 4 x supra x plus 1 la pătrat plus 1 dx. Mai avem un singur truc de făcut, să facem să apară un x minus 1 aici, pentru ca să simplific considerabil integrala aceasta, 1 pe 4, integrală de la 0 la 1, din x minus 1, plus 1. Dar am să scriu integrala separat, x minus 1 la pătrat plus 1 dx plus 1 pe 4 integrală de la 0 la 1 din, ne-a rămas doar un 1
la numărător supra x minus 1 la pătrat plus 1 de x. Plus, dați-mi voie să scriu celelalte două integrale chiar de desubt. O să avem mai departe, am nevoie de un x, aici am nevoie de un x plus 1, deci practic minus 1 pe 4 iese afară. Integrală de la 0 la 1, iarăși adaug și scad 1, o să avem un x plus 1 supra x plus 1 la pătrat plus 1 de x și minus cu minus fac plus 1 pe 4 integrală de la 0 la 1 din 1 supra x plus 1 la pătrat plus 1 de x. Atenție, aici avem un minus 1 pe 4 pentru că, să vedem, am adunat și am scăzut. Da? Nu, este corect. Egal mai departe. Și acum acele patru integrale la care am ajuns sunt toate integrale elementare. Aceasta este una cu logaritm pentru că aici am derivata numitorului. Pun un 2 sus, deci practic în față o să avem un 1 pe 8. Logarit din cantitatea de la numitor, care era chiar x pătrat minus 2x plus 2, e pozitivă, nu mai trebuie modul, plus unu pe 4. Aici avem o sumă de pătrate la numitor, derivata lui x minus 1 este sus 1, deci arc tangentă de x minus 1, minus 1 pe 8, logarit din x pătrat plus 2x plus 2, de la numitorul pe care l-am la a treia integrală, și în sfârșit plus 1 pe 4, arc tangentă de x plus 1, totul între 1 și 2, între 0 și 1. Înlocuind, reducem termenele asemenea, deci înlocuim întâi 1, înlocuim 0 și ajungem la răspunsul de la punctul, imediat vă spun, de la punctul D, adică 2 arc tangentă de x. Arctangentă de 2 minus logaritm din 5 pe 8. Deci am ținut să fac această problemă? Pentru că am o soluție a doua, care este aparent mai simplă, dar produce un neajuns. Observație, integrală de la 0 la 1 din x pătrat supra x la a patra plus 4 de x, îmi cere neapărat ca x-ul să fie cuprins între 0 și 1. Dar dacă încerc doar primitiva, și după ce găsesc primitiva, calculez efectiv integrala înlocuind pe x cu 0 și pe x cu 1. Ei, ca să calculați primitiva, vă propun următoarea chestiune, dar care este valabilă doar pentru x diferit de 0. Puneți un 1 pe 2 în față, integrală din x pătrat plus 2 supra x pătrat plus x la a patra plus 4 de x plus integrală din x pătrat minus 2 supra x la a patra plus 4 de x. Și evident cu 1 pe 2 în față.
De ce am făcut această chestiune? Dintr-un motiv foarte simplu. Egal mai departe. Scoateți, vă rog, x pătrat factor. Atenție, x diferit de 0. Nu mai lucrez la integrala definită, lucrez chiar la integrala nedefinită, x-ul diferit de 0. Deci pe intervalul deschis de la 0 la 1. Și apoi, conform principiului pe care l-am făcut mai înainte, voi prelungi prin continuitate. Am să dau doar ideea. Scoatem pe x pătrat factor. Integrală din 1 plus 2 supra x pătrat. Supra. Scoatem x pătrat factor. Deci x pătrat plus 4 pe x pătrat. De x. Plus 1 pe 2. Integrală din 1 minus același lucru. 2 supra x pătrat. Supra. X pătrat plus 4 pe x pătrat de x. Și în momentul acesta ajungem la final pentru determinarea primitivei. Am să scriu exact de desubt aici, egal cu 1 pe 2. Observați, vă rog, acest 1 plus 2 supra x pătrat este derivata lui x minus 2 supra x supra, iar numitorul îl pot scrie ca pătrat al acestei expresii pe care l-am derivat, mă rog, dacă adaug și scad ce trebuie. Adică voi avea x pătrat, x, scuzați-mă, x minus 2 supra x, totul la pătrat, plus 4. X pătrat plus 4 supra x pătrat minus 2 ori x ori minus 2 supra x. X se simplifică și ne rămâne minus 4. Ca să nu schimb rezultatul, adaug 4. Această integrală, e clar, va da o arctangentă. Iar din coace, 1 pe 2, integrală, din individul de la numărător, 1 minus 2x, 2 supra x pătrat, este x plus 2 supra x derivat, totul supra, x plus 2 supra x la pătrat plus 4, sunt de x. Aici rezultatul va fi... plus aici, deci minus 4, aici rezultatul va fi un logaritm. Singura chestiune pe care mai trebuie să o fac este să arăt că după ce am calculat primitiva, această primitivă se prelungește prin continuitate și în 0. Și atunci pot să folosesc această primitivă. E un pic mai rapidă această metodă, dar trebuie să studiez prelungirea prin continuitate în x egal cu 0, care, mă rog, nu e greu de studiat și iese. Și, evident, rezultatul e același. În momentul acesta luăm o pauză și în pauză am să las să se deruleze soluțiile, răspunsurile la problema, la problemele din range-ul de interes, după care voi reveni în câteva minute. Domnule profesor, mă scuzați că vă întrerup. Mă auziți?
Am să mai derulez o dată pentru că a mers poate un pic prea repede. Între timp am să vă rog să îmi scrieți pe chat sau pe Q&A întrebările ca să le primesc și să fac selecția de probleme pentru ora a doua. În regulă, revenim. Mi-am notat aici câteva probleme. Sunt multe, dar o 167 apare de mai multe ori.
o să facem. 167, apare 185. 166. Ele au apărut cu frecvență mai mare. În regulă. Și vedem dacă mai ajungem și la 167. Deci, 167 era chiar propus. Haideți să facem 167, că era cea mai... O 167 spune cam așa. Pentru orice B, număr natural, se definesc integralele I de B egal cu integrală din 1 supra X la B ori radical din A pătrat plus X pătrat dx, unde X este pozitiv, adică integralele sunt cu funcții definite pe 0 infinit, iar A este un număr real și de preferință diferit de 0, pentru că dacă A-ul este 0, integrala chiar nu este interesantă. Și sunt aici vreo 4, vreo 6 relații care se referă la I9 și I7. Deci dacă vă uitați la toate cele 6 răspunsuri, în discuție apar doar I9 și I7. Evident că tentația este să pornești cu I9 la rezolvare, dar nu este cea mai fericită situație. Vă propun să pornim cu I7. Da, o să spuneți, dar de ce cu I7 și nu cu I9 și de ce nu cu I5? Ca primă încercare, puteți să faceți ceea ce voi face eu cu I7, în general cu I de B. Și să observați că I de B va fi legat prin relația pe care o obținem de I de B plus 2. Și atunci e clar că pentru a avea legătură între I7 și I9, încep cu I7 pentru că voi ajunge la I de B plus 2, adică 7 plus 2, 9. Am să încep chiar cu I7 acum, egal cu integrală din 1 supra X la A7 ori radical din A pătrat plus X pătrat de X. Ca să pot calcula această integrală, am să fac următorul lucru. E cunoscut din tabelul integralelor și din tabelul derivatelor, cele două până la urmă citite într-un fel sau altul sunt echivalente, se cunosc următoarele chestiuni pe care am să le scriu subțire aici pe mare. Și anume, ce chestiuni cunoaștem din tabel? Păi știm că integrală din x supra radical din a pătrat plus x pătrat de x, este radical din a pătrat plus x pătrat, mă rog, plus familia constantă. Adică derivata radicalului este x supraradical, pentru că 2 cu 2 se simplifică de la 2x și cu 2-ul de, cu 1 pe 2 de la derivata radicalului. Integrală
din x supra radical din x pătrat minus a pătrat dx este radical din x pătrat minus a pătrat plus constant. Și în sfârșit a treia, x integrală din x supraradical din a pătrat minus x pătrat dx este minus radical din a pătrat minus x pătrat plus constant. Chiar în primele lecții de integrare este bine ca aceste formule să fie puse în evidență. De fapt, ele sunt formule foarte simple de derivare, adică cine-i derivata radicalului când cantitatea de subradical e de gradul 2? Și ajungeți la cele trei situații. Ei, această observație mă îndreptățește să amplific forțat cu un x. Integrală din x supra x la 8-a, radical din a pătrat plus x pătrat dx. Și din observația făcută, x supra radical x supra radical este derivata radicalului, adică egal mai departe cu integrală din x la minus 8 înmulțit cu radical din a pătrat plus x pătrat derivat de x. Și asta ne îndreptățește deja să aplicăm formula de integrare prin părți. Egal cu cantitățile fără derivată, adică acest x la minus 8, care îl aduc frumos la numitor, x la 8, ori radical din a pătrat plus x pătrat, minus integrală, și acum derivata migrează la termenul x la minus 8, deci minus 8, ori x la minus 9, ori radicalul nederivat. Egal mai departe, pregătim lucrurile, minus 9, minus 8 iese de sub integrală, deci o să avem radical din a pătrat plus x pătrat supra x la 8 plus 8 integrală din 1 supra x la 9 ori, și acum radicalul, ideal ar fi radicalul să fie la numitor. Păi ca să aduc radicalul la numitor, amplific cu însuși radicalul. Și o să ne dea la numărător a pătrat plus x pătrat, iar la numitor radical din a pătrat plus x pătrat de x. Egal mai departe, radical din a pătrat plus x pătrat supra 8, supra x la 8, plus 8, a pătrat, fracția aceasta o desfac în două fracții, a pătrat ori 8, integrală, din surpriză, 1 supra x la 9, radical din a pătrat plus x la 2, de x. De ce spun surpriză? Pentru că aceasta este tocmai integrala i de 9. Plus 8 integrală. Și acum x la 2 și cu x la 9 se simplifică. Și o să ne rămână 1 supra x la a șaptea ori radical din a pătrat plus x pătrat de x. Adică tocmai
I de 7. N-aveți acum decât să migrați cu I de 7 în partea cealaltă. Acolo avem I de 7. Deci o să avem practic minus 7 I de 7 egal cu radical din A pătrat plus X pătrat supra X la 8 plus 8 A pătrat ori i de 9. Și acum n-aveți decât să împărțiți cu... N-aveți decât să împărțiți... Pe i de 9 trebuie să-l scoatem, nu? Așa apărea acolo. I de 9 apărea tot timpul în membrul drept. Deci i de 9 este egal cu... Împărțim cu 8 a pătrat și o să avem minus 1 supra 8 a pătrat ori radical din a pătrat plus x pătrat supra x la 8 și încă o dată minus 7 supra 8 a pătrat ori i de 7. Chestiune care o regăsim la punctul A. Da? Scos 1 sub 8 a pătrat factor și este exact răspunsul de la punctul. Ok, aceasta a fost problema 167. Apare 166. 166 e foarte simplă și o fac pentru că va merge foarte repede. Ca să trec după aceea la o chestiune ceva mai serioasă. Analiză matematică 166. Au fost două cereri pentru chestiunea asta. Ce relație trebuie să existe? Ce relație trebuie să existe între constantele strict pozitive A și B, astfel încât funcția dată prin f de x egal cu 1 supra A plus B ori cosinus de X să fie primitivabilă pe R. Deci trebuie să găsim o relație între A și B, astfel încât funcția aceasta să fie primitivabilă. Acum, dacă sunteți foarte atenți, cosinus e funcție continuă, 1 supra fracție, 1 supra ax, a plus b ori cosinus de x este funcție continuă cu o singură excepție. Să nu se anuleze numitorul. Dacă se anulează numitorul, funcția nu mai poate fi primitivabilă pe R. Deci, condiția pe care trebuie să o pun pentru primitivabilitate, având în vedere contextul că aici apar funcții continue, este una singură. A plus B ori cosinus de X trebuie să fie A plus B ori cosinus de X trebuie să fie diferit de 0 oricare ar fi X aparținând lui R. Pentru că dacă expresia a plus b cosinus de x este diferită de 0 oricare ar fi x real, 1 supra a plus b cosinus de x este funcție continuă și este primitivabilă. Dacă cumva numitorul se anulează, nu mai poate să fie vorba de funcție primitivabilă pe R. Pentru că ar fi primitivabilă pe intervalele care nu conțin nicio rădăcină a expresiei de la numitor. Da, nu ne interesează aceste rădăcini pentru că funcția mea trebuie să fie primitivabilă pentru orice x din R. Păi cosinus de x, a și b, nu uitați, sunt diferiți de 0 și pozitiv, deci cosinus de x trebuie să fie diferit de minus A supra B.
oricare ar fi x real. Dar puteți să îmi spuneți ceva despre cosinus de x dacă x aparține lui R? Evident că puteți să îmi spuneți cosinus de x aparține intervalului minus 1, 1. Asta înseamnă că minus a supra b, asta înseamnă că minus a supra b nu are voie să ia valori între minus 1 și 1. Dacă a este strict pozitiv, dacă a este strict pozitiv, am aici număr pozitiv, număr pozitiv, dacă a este strict pozitiv, f este primitivabil. Dacă a e mai mic sau egal cu b, dacă a e mai mic sau egal cu b, atunci fracția asta poate să fie subunitară. Deci, practic, a supra b trebuie să fie supraunitar, dar fiind amândoi pozitivi, a mai mare decât b. Dacă a mai mic sau egal cu b, atunci fracția poate să fie sau 1, sau practic minus 1, pentru că a și b sunt pozitivi, sau ceva mai mic decât, mai mare ca minus 1 și mai mic decât 1, mai mic decât 0 până la 1. Deci dacă a mai mic decât b, atunci a cosinus de x egal cu minus a supra b, acest minus a supra b fiind subunitar, are soluții. Deci există x cu proprietatea cosinus de x egal cu minus a supra b, adică numitorul s-ar anula. Păi dacă numitorul se anulează, înseamnă că f nu e primitivabil. Din cauza punctelor care dau cosinus de x egal cu număr subunitar. Deci condiția de primitivabilitate este a mai mare decât b, condiție care era consemnată, dacă nu mă înșel, la punctul a mare. Răspuns la această problemă a mare. Bun. Aceasta a fost așa de încălzire. 185. O 178 este atât de simplă încât am să o fac foarte repede ca să-mi rămână timp să o fac pe 185, care nici ea nu este mare lucru. Dar mă miră acest 178 că apare în listă, dar parcă știu și de ce. 178. Se consideră funcția sigma definită pe R cu valori în R, sigma de x egal cu 0 dacă x e negativ și 1 dacă x este mai mare sau egal cu 0. Iată o funcție pe care o veți întâlni din plin în facultate, atât la ingineria sistemelor cât și la la electronică și telecomunicații. Această funcție este treapta unitate. Deci dacă este să-i faceți graficul, pe zona negativă este 0, după care are un salt la nivelul 1 pentru x pozitiv. Nu merită să fac nici graficul. Problema cere așa să se calculeze integrală de la minus a la a din x pătrat ori sigma de x minus sigma de minus x de x. A e pozitiv.
Și acum știu care e problema, de ce poate ați avut dificultăți. Pentru că ați încercat să scrieți funcția aceasta și apoi să faceți integrala. A, dar e greu să mă pun să calculez sigma de x minus sigma de minus x, pentru că e funcție coacoladă și e mult de lucru. Dar observați, vă rog, următoarea chestiune. Dacă f de x este sigma de x minus sigma de minus x, calculați, vă rog, f de minus x. Păi f de minus x este sigma de minus x minus sigma de x. Adică este minus f de x. Deci funcția noastră f, care se înmulțește cu x pătrat, este o funcție impară. O funcție impară înmulțită cu x pătrat, care pe intervalul de la minus a la a e funcție pară, îmi face ca toată funcția de subsemnul integrală să fie impară. Păi cât este integrala unei funcții impare pe un interval simetric? Integrala unei funcții impare pe un interval simetric este 0. Și am terminat problema 178. Poate n-ați fost atenți la această chestiune și de aia ați inclus problema în discuție. 185. Da, 185, mă rog, poate să necesite puțin stres, puțin de lucru și dacă nu mă înșel, era și 183 acolo. Cred că o să le fac pe amândouă. 185. A, 185 este o integrală care pare foarte consistentă de la 0 la 1024. 1024 este un număr cu semnificație pentru voi, nu? Este 2 la 10, este un kil de biți. Deci, nu întâmplător am pus numărul acela acolo. Logarit natural la numărător, logarit natural din 2017, minus x, supra, logarit natural din 1505 la pătrat minus 512 minus x la pătrat de x. Aceasta este integrala pe care trebuie să o calculăm. Acum vreau să vă spun că orice încercare de a găsi primitiva și a aplica formula lui Leibniz-Newton este sortită eșecului. O să puteți găsi primitiva unei asemenea funcții. Dar să nu dezarmăm, pentru că nu este chiar atât de rău lucrul acesta. Haideți să vedem un truc pe care putem să-l facem adesea la integrale din acestea, fără de speranță. Spun integrală fără de speranță pentru că nu o facem în modul clasic cu formula lui Leibniz-Newton. Mă rog, aparent nu o facem cu Leibniz-Newton, că la sfârșit tot voi ajunge la o integrală pe care o pot calcula. Un principiu foarte bun pentru a încerca asemenea integrale fără speranță este să fac o schimbare de variabilă de forma o schimbare de variabilă care schimbă ordinea limitelor de integrare, adică 1024 minus x. Ceea ce este echivalent, de fapt, cu x egal cu 1024 minus y. Evident, dacă x egal cu 0, echivalența îmi spune că y egal cu 1024. De asta am și făcut. Dacă
x egal cu 1024, asta este echivalent cu x cu y egal cu 0. Deci, iată, dacă schimb variabila, se schimbă ordinea limitelor de integrare. Haideți să facem. Am un singur lucru de făcut, x-ul trebuie să-l înlocuiesc și știu cu ce înlocuiesc x-ul. Mai trebuie problema derivatei. Nu uitați, vă rog, derivata între derivata lui y și derivata lui x există legătura derivata lui x e minus derivata lui y. Știți că acest formalism cu derivate rezultă din interpretarea pas cu pas a formulei, a teoremei de schimbare a variabilei în integrală. Dar n-am să mă pun de fiecare dată să aplic teorema respectivă, ci după ce am învățat să demonstrez teorema, îmi fac această schemă de lucru în care o egalitate care exprimă schimbarea de variabilă, dacă este cu o substituție din aceasta care e continuă, care e derivabilă, care cel mai sănătos lucru ar fi să fie și monotonă, îmi permite să lucrez cu această schemă de schimbare a variabilei în care formal derivez în stânga în raport cu x și în dreapta în raport cu y și fac înlocuirea simbolică a lui dx cu minus dy. Dar asta se bazează pe teoremă, pe enunțul teoremei și pe demonstrație, pe formula de derivare a funcțiilor compuse și așa mai departe. Nu intru în amănunte. Deci, rezultă i egal cu integrală de la 1024 la 0 din logaritm 2017 minus x, adică minus 1024 plus y supra logaritm din 1505 la pătrat, nu mă pun să ridic pe 1505 la pătrat, să fie clar, minus 512 minus x, adică minus 1024 plus x la pătrat. Și închidem paranteza de x. Ia să vedem ce am obținut. De y, vă rog, aici y, și dx se înlocuiește cu minus dy. Am să pun un minus 1 sus. Minus iese de sub integrală și aduce în ordine firească limitele de integrare. Integrală de la 0 la 1024. Din logaritm. Și aici o să avem o mică surpriză. 2017 minus 1024 e 993. Plus y supra logaritm din 1505 la pătrat minus, aici o să avem minus 512 plus y la pătrat de y. Egal mai departe. Și acum a venit momentul. Integrale de la 0 la 1024. Acum a venit momentul să văd ce fac cu numitorul. La numărător avem logaritm din 993 plus y, iar la numitor logaritm din. Și acum să fim atenți. Avem produsul sumei prin diferență. Și o să avem frumos 1505 minus 512. Păi asta face 993 plus y. Pe lângă 1505 plus 512. Asta face 2017 minus.
de Y. A, deci produsul acesta este de fapt produsul sumei prin diferență. Deci, practic, integrala inițială și integrala obținută după schimbarea variabilei are la numitor logaritm din produsul acestor două expresii. Iată, această expresie a apărut sub logaritm la prima versiune, această expresie apare sub logaritm la cea de-a doua. Deci, se pare că numitorii pe intervalul de la 0 la 1024 sunt egali. Am să rescriu această egalitate x integrală de la 0 la 1024. Știți că nu contează cu ce literă scriem o integrală definită, pentru că o integrală definită este un număr. Logaritm din 993 plus x, logaritm din 993 plus x ori 2017 minus x de x. Și acum, de complezență, am să descompun și în integrala inițială, integrală de la 0 la 1024, logaritm din 2017 minus x supra logaritm din 993 plus x pe lângă 2017 minus x de x. Și acum am să calculez 2i. E i plus i. Pentru primul i am să folosesc integrala inițială. Pentru al doilea i am să folosesc cea de-a doua integrală. Ele sunt egale. Deci o să avem integrală pe același interval, deci scriem o singură dată integrala, linie de fracție, la numărător logaritm din 2017 minus x plus logaritm din 993 plus x supra logaritm din produsul celor două expresii. Da, dar suma logaritmilor este logaritmul produsului. Deci, practic aici, expresiile se simplifică. Adică o să avem integrală de la 0 la 1024 din 1 de x, adică egal cu 1024. Dar aveam 2i, 1024 rezultă i egal 512. Și rezultatul este în carte la punctul D. Vreau să vă spun că acest tip de problemă face parte dintr-o familie întreagă de probleme în care intervalul este AB, la numărător am f de B minus X, la numitor f de A plus X plus f de B minus X. Dacă ați avut curiozitatea să vă pregătiți pentru examen încă de acum 2 sau 3 ani, în vechea culegere de probleme era o problemă de genul acesta cu caracter general. Această problemă nu este decât o mică sperietoare cu aceste numere foarte mari, dar este o problemă, cum să vă spun, caz particular al unei formule generale de calcul, dacă vreți, pentru integrală. Însă, ceea ce e bine să reținem, că la asemenea integrale disperate, e bine să încerc o schimbare de variabilă care schimbă între ele limitele de integrare. Bun. Cred că am fost destul de clar cu chestiunea asta. Haideți să mai luăm încă o problemă. Am spus că o să iau 183, că era pe listă, să mă mai uit o dată pe listă ca să
dăm satisfacție la cât mai mulți tineri. Da, 183 era pe listă. Să facem 183. Da, din nou, lista conține într-adevăr probleme cu semnificație, pentru că iarăși avem o integrală din aceasta la care nu voi putea calcula primitiva. 183 spune așa. O versiune a acestei probleme 183 a fost prezentă la examen, dacă nu mă înșel, anul trecut sau acum 2 ani. Aș minți să spun exact, dar a fost. Cu alte date, integrala era aceeași, dar valorile erau schimbate. Să se determine valoarea parametrului pozitiv A, astfel încât integrală de la minus A la A, din x la a patra, supra 1 plus e la x dx, să ia valoarea 20.000. Da, este o problemă interesantă. În primul rând, intervalul este simetric, dar nu avem de a face cu funcție pară sau impară, din cauza exponențial. Asta e o primă observație. A doua chestiune. Suntem în situația de a nu putea calcula primitiva, deși funcția noastră este continuă, tocmai din cauza exponențialei de la numitor cu x la a patra. O să vedeți, nici măcar softurile care vă plac așa de mult, cel de la Wolfram Alpha cu care puteți să găsiți integrale direct online, nu o să vă dea satisfacție la calculul primitivelor unor asemenea funcții. De ce? Primitiva există, dar nu poate fi exprimată cu funcții elementare. Bun, totuși cum facem calculul? Păi, o să pornim tot de la simetria intervalului, pentru că această simetrie a intervalului ascunde ea o simetrie a întregii probleme. Adică o chestiune care îmi va permite să folosesc o jumătate ca să anihilez cealaltă jumătate pe care nu o pot calcula. Haideți să ne explicăm. Am să notez cu I mare integrala, integrală de la minus A la A, din X la a patra, supra, 1 plus E la X. Am să desfac integrala în două. Integrală, natural, să desfac această integrală în două, de la minus a la 0, din x la a patra supra 1 plus e la x, dx, plus integrală de la 0 la a, x la a patra supra 1 plus e la x, dx. Această proprietate se numește proprietatea de aditivitate a integralei la interval. Adică integrala pe o reuniune de intervale este de intervale care au un punct comun, până la urmă, este suma integralelor pe fiecare interval în parte. Ok. Mă deranjează integrală de la minus a la 0. Aș dori ca acest interval, minus a0, să-l transform în intervalul 0a, care este simetricul său față de origine. Și atunci n-am decât să fac substituția y egal cu minus x. Pentru că dacă x egal cu minus a, rezultă și chiar echivalent cu y egal cu a. Pentru că funcția cu care lucrez este o funcție inversabilă, de-aia am voie să pun aici echivalent. X egal cu 0
echivalent cu y egal. De integrala a doua nu mă ating. Prima integrală însă am să o rezolv cu această, am să o tratez cu această substituție. Nu uitați, vă rog. De y și cu dx sunt legați între ei, dx egal cu minus de y. Formalismul ăsta ajută de multe ori. Egal mai departe. Integrală de la de la a la 0, în minus i corespunde a, din x la a patra, adică minus y la a patra, supra 1 plus e la minus y. Înmulțit cu minus 1 ori de y. Cealaltă integrală o scriu neschimbat. De la 0 la a, din x la a patra, supra 1 plus e la x de x. Egal cu minus, schimbă ordinea capetelor de integrale, deci integrală de la 0 la a, un lucru bun deja, y la a patra, supra 1 plus e la minus y, adică 1 pe e la y, de y, plus integrală de la 0 la a, din x la a patra supra 1 plus e la x. Observați, vă rog, atunci când x parcurge intervalul de la 0 la a, y-ul parcurge intervalul de la minus a la 0. Da? Înmulțim cu e la y. Se aduce e la y la numărător. Integrală de la 0 la a, din e la y, ori y la a patra, supra e la y plus 1 de y, plus integrală de la 0 la a, x la a patra, supra 1 plus e la x de x, egal cu intervalul e același. Ia să scriem cu aceeași literă. Deci integrale de la 0 la a, integrale evident le pot aduna. Atunci aici voi avea e la x ori x la a patra, e la x plus 1. Când facem suma, x la a patra este factor, e la x plus 1 supra e la x plus 1 de x. Deci, de fapt, rămânem cu integrală de la 0 la a din x la 5, din x la 4 de x, după simplificare. Deci, de fapt, x la 5 pe 5 de la 0 la a, adică a la 5 pe 5. Și acum venim, am calculat integrala i, venim la relația pe care o verifică a, adică a la 5 pe 5, integrala este egală cu 20. Adică a la 5 egal cu 100.000, ceea ce înseamnă 10 la 5. Ecuația a la 5 egal cu 10 la 5 are o singură soluție reală, care rezultă prin descompunerea lui a la 5 minus 10 la 5, într-un factor a minus 10 și un factor de gradul 4 care nu are rădăcini reale. A egal cu 10. Singura soluție. Și am terminat problema. Aceasta a fost 183. Să mai luăm din lista cerută.
179 și 178, 180, da, 179 și 180 sunt pe listă. Una din aceste probleme, iarăși, are o soluție la finalul culegerii, pentru că a fost dată, cred, anul trecut, dar prefer să iau una din cele două, deci 178 și 180. Ar trebui să dau cu banul care dintre ele. Cele două integrale seamănă foarte mult. Am să le scriu pe amândouă, dar am să o fac pe 179. Arată cam așa. Integrală de la 7 la 27 din 1 supra x plus 3 ori radical din 2x minus 5 de x. Și am să scriu surioara ei în dreapta. Asta n-am să o rezolv, dar o să vedeți că atunci când veți încerca acasă, de data asta cu succes, o să meargă fără nicio problemă. Integrală de la 7 la 27 din 1 supra x plus radical din 2x minus 5 de x. Nu e mare deosebire între ele. Ba da, apare un 3 în fața radicalului la problema 179, iar la problema 180 acel 3 lipsește. Principiul de lucru este însă același, dar o să vedeți că rezultatele sunt diferite. Adică tipul de soluție este diferit dintr-un motiv pe care o să-l vedem pe parcurs. Vă propun ca în problemele în care apare un singur radical și subradical este o cantitate de gradul întâi, sau subradical este o fracție între două cantități de gradul întâi, vă propun să încercați la o primă încercare substituția t egal cu însuși radical 2x minus 5. Pentru că e funcție de gradul întâi sau un raport de funcții de gradul întâi, toate șansele sunt ca funcția definită să fie inversabilă și atunci puteți să scoateți, aici chiar nu este nicio problemă, să scoateți pe x în funcție de t și să lucrați cu ceea ce se numește a doua metodă de schimbare a variabilei. 2x minus 5 egal cu t pătrat, echivalent cu, și scoateți-l, vă rog, pe x. X egal cu 1 pe 2 t pătrat plus 5 pe 2. Am pus aici semnul de echivalență, cantitatea aceasta este pozitivă subradical, ori x aparține între 7 și 27, deci cantitatea aceasta este pozitivă, n-am nicio șansă când scot pe t să-mi dea t-ul cu, să-mi dea x-ul negativ sau t-ul negativ. Deci am o funcție, până la urmă, bijectivă, cea cu care fac substituții. Ori după ce m-am asigurat de chestiunea asta, evident pot să merg mai departe. Dacă x este egal cu 7, atunci t egal cu 2 ori 7 minus 5, radical din 9, adică 3, dar și echivalent. Dacă x egal cu 27, atunci t egal cu 2 ori 27, 54, minus 5, 49, adică t egal cu 7, dar și reciprocă. Mai am o singură chestiune.
de x, formal derivata lui x în funcție de t, 1 pe 2 ori t pătrat, t pătrat derivat e 2t, deci practic t ori dt. Și acum integrala devine i egal cu integrală de la 3 la 7 din 1 supra x, adică 1 pe 2 t pătrat plus 5 pe 2 plus 3 t, pentru că radicalul este t, înmulțit cu t ori dt. Egal mai departe, aducem la numitor comun. Numitorul comun e 2. E la numitorul numitorului, deci în față va trece 2, integrală de la 3 la 7. Din, la numărător o să-mi rămână un t și la numitor t pătrat plus 6t plus 5. Dt. Evident, acum e funcție rațională, stau și mă gândesc să desfac numitorul, dacă se poate. Adică să descompun numitorul în produs de termen de gradul întâi și apoi fracția să o descompun în fracție simplă. Asta dacă delta este pozitiv și se pare că delta e pozitiv, pentru că b pătrat e 36, minus 4ac, minus 20, e 16, deci e pozitiv. Se poate descompune. Dar nici nu trebuie să mai fac efortul cu delta, pentru că se vede cu ochiul liber. Produsul rădăcinilor e 5 și suma rădăcinilor e minus 6. Deci e clar că rădăcinile sunt minus 1 și minus 5. Deci o să avem 2, integrală de la 3 la 7, t supra, deci spuneam suma 6, suma minus 6 și produsul 5, deci rădăcinile minus 1 minus 5, deci t plus 1 pe lângă t plus 5. Cine nu are încredere, face înmulțirea. Și o să obțină exact cât trebuie. Bun. Și acum descompunem în fracții simple, ca să nu mai pierdem vreme. T supra t plus 1 pe lângă t plus 5, fiind expresii de gradul întâi a supra t plus 1 plus b supra t plus 5, colectăm termenii. Produsul celor două expresii este t pătrat plus 6t plus 5, iar la numărător, cu termen de gradul întâi a plus b, înmulțit cu t, respectiv 5a plus b, plus 5a plus b. A plus b, coeficientul lui t inițial era 1, 5a plus b, termen liber, termenul liber era egal cu 0. Deci b egal cu minus 5a, deci minus 4a egal cu 1, a egal cu minus 1 pe 4, b egal cu 5 pe 2. I va fi integrală de la 3, 2 ori integrală de la 3 la 7, din minus 1 pe 4 supra t plus 1, dt, plus 2 integrală de la 3 la 7, 5 pe 4, supra t plus 5, dt. Deci, practic, o să avem minus 1 pe 2 logarit din t plus 1, nu mai pun niciun modul pentru că în intervalul de la 3 la 7 t plus 1 este pozitiv, și plus 5 pe 2, din același motiv nu mai pun modul t plus 5 de la 3 la 7. Și în final, rezultatul
este 5 pe 2 logarit din 3 minus 3 logarit din 2. Un calcul simplu algebric. Nu mai are niciun rost. Care era deosebirea între cele două probleme? Aici delta, după substituție, delta a fost pozitiv, deci s-a descompus în două fracții simple cu termen de gradul întâi la numitor, deci rezultatul era o sumă de logarit. Pe când în partea cealaltă, veți constata că delta este negativ, deci rezultatul va fi dat cu funcția arctangentă. Deci va apărea funcția arctangentă în expresie. Ok. Am să mai iau încă o problemă. Și cu asta am să închei. N-am să vă stresez mai mult. Aveam aici 155. Aici este o mică chestie de controversă și e bine să o fac pentru că avem o constantă ascunsă în problemă și din cauza asta rezultatul este un pic mai, nu e chiar așa evident de dat imediat. O să vedeți unde și de ce. Deci, analiză matematică 155. Și asta era pe listă. I, un interval inclus în minus infinit 1 și funcția f definită pe i cu valori în R, f de x egal cu 2x plus 1 supra radical din x pătrat minus 6x plus 5. Practic, am să lucrez cu integrala aceasta după ce voi face o observație. La numitor avem radicalul unei expresii de gradul 2. Dacă luați expresia de gradul 2, întotdeauna pe ciornă e bine să faceți asta, derivata este 2x minus 6. Nu se regăsește la numărător. Dar pot să fac să-mi apară la numărător dacă adun și scad cât trebuie. Bun, pe de altă parte, încă o observație, tot asupra expresiei de subradical, x pătrat minus 6x plus 5, întotdeauna voi face cu delta și aici pot observa cu mare ușurință x pătrat minus 6x plus 9, pătrat perfect, minus 4. A, deci este x minus 3 la pătrat, minus 4. O, asta deja e prilej de bucurie. Ia gândiți-vă cât este derivata. Nu cumva este tocmai 2x minus 6. E o chestiune foarte bună. Ceea ce mă încurajează să calculez integrala în felul următor. Am să notez cu a mare, și pentru că variabila era x, a mare indice x, 2x plus 1 supra radical din x pătrat minus 6x plus 5 de x, egal cu integrală, folosesc această observație pe care am făcut-o, cu 2x minus 6, derivata 2x minus 6 plus 7 supra radical din x pătrat minus 6x plus 5 de x. Egal cu
integrala se descompune în două integrale mult mai simple. Integrală din linie de fracție 2x minus 6 supra radical din x pătrat minus 6x plus 5 de x. Aici am tocmai derivata cantității de subradical, plus 7 integrală din 1 supra, și dați-mi voie să scriu acest radical, să-l scriu în formă x minus 3 la pătrat minus 4. Am să tratez cele două integrale deodată pe coloană. Am să scriu și apoi voi da rezultatul final. În primul rând, aici dacă fac substituția cantitatea de subradical egal cu t, de fapt va fi integrală din 1 pe radical din t. Ori integrală din 1 pe radical din t este 2 radical din t. Deci, practic, rezultatul după ce fac substituția t egal cu radical t egal cu x pătrat minus 6x plus 5. Asta am câștigat din introducerea lui 2x minus 6 la numărător. Deci ar veni integrală din 1 pe radical din t, care este 2 radical din t plus constanta. Deci, practic, această integrală va fi 2 radical din x pătrat minus 6x plus 5. Cealaltă integrală este integrala din 1 supra radical. Aici substituția ideală ar fi t egal cu x minus 3. Observați, derivata lui t este chiar derivata lui x, deci nu o să am nicio problemă. Și am să aplic formula pentru 1 supra radical din t pătrat minus 4 dt, care este logarit din modul din t plus radical din t pătrat minus 4. Plus constant. Acum, când revenim și revin la notația în x, rezultatul pentru integrală, ținând cont de șaptele din față, va fi 7 logarit din să ținem seama și de faptul că x este mai mic decât 1 când calculez modulul, ca să pot renunța la el. Observați, vă rog, ar veni x minus 3 plus radical sub modul, t-ul fiind însă mai mic decât 1, cantitatea de sub modul este negativă, deci trebuie să-i schimb semnul. Și o să avem în final expresia scrisă în felul următor. Așa, ia să vedem. Deci, 3 minus x, x minus 3, imediat. Să ne gândim un moment. Dacă x-ul este mai mic decât 1, atunci t-ul este mai mic decât 2. Dacă t-ul este mai mic decât 2, această cantitate este cu semnul, dacă t-ul e mai mic decât 2, este cu semnul, să vedem, deci dacă t-ul este mai mic decât 2,
știți ce am să fac? Deocamdată am să pun modul, ca să nu mai îmi bat capul cu toată chestiunea asta, x minus 3 plus radical din x pătrat, x minus 3 la pătrat minus 4 face tocmai x pătrat minus 6x plus 5 plus constant. Bun. Deci, a indice x, integrala pe care am calculat-o, este doi radical din x pătrat minus 6x plus 5 plus 7 logaritm din modul din x minus 3 plus radical din x pătrat minus 6x plus 5 plus constant. Și acum căutați, vă rog, rezultatul în între cele 6 rezultate posibile. Observați că în forma asta nu o să-l găsiți. Dar este încurajator x minus 3 și radical. La răspunsul C apare nu x minus 3, ci 2x minus 6 și un 2 în fața radicalului. A, păi nu este nicio problemă. Constanta aceasta este, nu o constantă, e o familie de constante. Și atunci putem să mai prelucrăm puțin. 2 radical din x pătrat minus 6x plus 5, aici chiar nu mai putem face nimic, plus 7 logaritm din, și înmulțim sub logaritm cu 2 și împărțim cu 2. Adică modul din 2x minus 6 plus 2 radical din x pătrat minus 6x plus 7 plus constant. Și remarcați, vă rog, că după ce am amplificat cu 2, logaritmul este logaritm dintr-o fracție, iar la numitor fracția este constantă. Deci, practic, egal cu 2 radical din x pătrat minus 6x plus 5 plus 7 logarit din modul din 2x minus 6 plus 2 radical din x pătrat minus 6x plus 5 minus 7 logarit din 2 plus constant. Păi, o familie de constante adunată cu constanta minus 7 logarit din 2 este tot o familie de constante. Deci, practic, constanta intră în familia, constanta minus 7 logarit din 2 intră în familia respectivă, deci răspunsul este corect. La punctul C. În regulă, cu ocazia asta am încheiat, este 12:56, ne putem opri aici, vă doresc un bacalaureat cu succes. Îmi doresc să ne întâlnim în direct, în timpul facultății, și să discutăm și alte probleme decât cele pe care le-am făcut acum. Ați văzut, am lăsat și două portițe deschise, integrală, două portițe deschise, integrală din L la minus x pătrat și integrală din sinus de x pe x. La revedere! Va urma.